Ai crezut că știi cum stau lucrurile cu Homo sapiens în Europa? Uite că niște fragmente de oase descoperite în Bulgaria împing istoria omului modern pe continent cu câteva mii de ani în urmă. Fosilele găsite în peștera Bahokiro au fost estimate la o vechime de peste 45.000 de ani. Aceasta era data de la care se considera până acum că a ajuns pe continent Homo sapiens. Cercetătorii au descoperit că unele obiecte găsite în peșteră datează chiar și de 47.000 de, de ani. Multe dintre aceste obiecte, lame de piatră, mărgele din filde și de mamut și coliere din dinți de urs, seamănă izbitor cu artefactele rămase de la oamenii din Neandertal, predecesorii Homo sapiens în Europa. Iar aceasta este o dovadă a conviețuirii și interacțiunii dintre cele două specii vreme de mii de ani.